Așa ce a căzut. Da. Pe stradă. Zaharia de. De a într-o simțit căzătură de noapte bajul smur de la subunitatea de pompieri de la Pașcani l-a transportat la spitalul unde s-a constatat dacă este calitatea. Un alt înălțime pacient cu fractură de cutil și cu cutie de cap femoral de bazin, la care rămâne să dacă vor interveni aici sau dacă va merge în clinică de ortopedie la Iași. Două pășcănenci au fost rănite într-un accident de circulație petrecut în această dimineață în apropiere de Iași. În jurul orei 8 între localitățile Lețcan și Poduiloaiei a avut loc un grav accident soldat cu 4 victime. În coleziune au fost implicate 3 mașini, un Logan, o auto utilitară și o Kia. Victimele au fost transportate de 3 ambulanțe și un echipaj smurt la spitalele din municipiul Iași. Potrivit martorilor citați de presa ieșeană, conducătorul autoturismului Logan înmatriculat în Bacău nu s-a asigurat când a efectuat manevra de depășire și a intrat în plin într-un autoturism Kia care venea din sens opus și care a fost proiectat într-o autoutilitară. Cele două tinere din Pașcani se aflau în autoturismul Kia. Au ajuns în această dimineață la noi două tinere, una în vârstă de 25 de ani, iar cealaltă de 30 de ani. Ambele sunt conștiente și în prezent sunt în curs de evaluare. Starea lor este stabilă, a declarat dr. Diana Cimpoieșu, șefa UPU Smurt. În stare gravă se află tânăra de 30 de ani, care ocupa locul din dreapta al mașinii marca Kia. Aceasta a suferit o fractură de bazin. La Spitalul de Copii Sfânta Maria a ajuns și un bebeluș de 6 luni, o fetiță care a suferit o contuzie toraco-abdominală și un traumatism minor la cap. Culmea, fetița era programată pentru un control la spital și se îndrepta chiar în această dimineață spre unitatea medicală. În drum spre spital, mașina în care se afla cu mama ei a fost implicată în accidentul rutier. Accidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orelor 8 fără 10 minute. Cauza principală o constituie o manevră de depășire efectuată neregulamentar de către șofer, care nu s-a asigurat în mod corespunzător. Trei mașini au fost implicate în acest eveniment, iar în urma accidentului, trei persoane au suferit diverse leziuni, ele au fost transportate la spital pentru îngrijiri. Noi continuăm cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs acest eveniment rutier, urmând a propune măsuri legale. Doi elevi de la Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani s-au bătut în școală până au ajuns la spital. De vină pare să fi fost un elev de 15 ani din Moțca care a ajuns la școală în stare avansată de ebrietate după ce a băut o cantitate apreciabilă de alcool, așa cum a mărturisit ulterior medicilor. El a agresat pe unul dintre colegi, ambii ajungând la spital. Conducerea școlii a sunat la numărul de urgențe 112, astfel încât agresorul, care era extrem de violent și agitat, a fost dus cu ambulanța și poliția la Spitalul Municipal din Pașcani. De aici, fiind în pragul comei alcoolice, a fost transportat la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Colegul său, victima agresiunii, a fost internat la Spitalul CF Pașcani. Dimineața de ieri a adus un elev de 15 ani de la un liceu din Vale, care a fost adus cu poliția. Poliția a fost solicitată de conducerea liceului, întrucât copilul, pe fondul stării de ebrietate, a devenit extrem de agitat și de violent și a bătut un coleg, care a fost dus la Spitalul CFR și el a fost adus la noi de către echipajul de poliție. La noi s-a constatat că este în stare de ebrietate și nimic mai mult, în sensul că era stabil din punct de vedere hemodinamic, dar conform procedurilor a fost transferat la Spitalul Sfânta Maria, la secția de toxicologie. Având 15 ani, se încadrează la pediatrie. Conducerea școlii spune că elevul care a provocat scandalul vine rar pe la școală, având peste 236 de absențe, dintre care doar 4 motivate și care nota 5 la purtare. El este cunoscut cu probleme în familie, mama fiind plecată la muncă în Franța, el fiind crescut practic de bunici. Însă ieri a avut o atitudine
care ne-a șocat, în sensul că a agresat un alt coleg și la intervenția cadrelor didactice, profesorilor de serviciu, că asta s-a întâmplat într-o pauză, chiar a avut și cuvinte urâte, vulgare, fapt care a făcut să creadă că este sare de ebrietate. În această cauză, doamna director adjunct, împreună cu profesorul de serviciu, a sunat la polițistul de proximitate, a venit și, văzându-l că se manifestă destul de agresiv și cu poliția și cu cadrele, a fost transportat la spital. La spital și-au dat seama că este vorba, nu este vorba de ebrietate, sare de ebrietate, ci de probleme psihice. A fost de la spital, deci l-a trimis la Spitalul Sfânta Maria Iași cu o ambulanță însoțit de, și de polițist. La Spitalul Sfânta Maria a rămas pentru investigație. Acum nu știm rezultatele investigațiilor. Cristian Pâjo a fost de mai multe ori consiliat de psihologul școlar Petruța Ciopraga. A venit la cabinet pentru consiliere în urma recomandării domnului diriginte din cauza că avea un număr foarte mare de absențe pentru a preveni eșecul școlar. Nu a manifestat niciun fel de violențe, nici verbale, nici în niciun fel față de mine sau față de altcineva, numai că din discuțiile despre el nu are modele parentale durabile și prezenta anumite probleme emoționale. În paralel a început o anchetă internă pentru a se stabili exact cum s-au petrecut lucrurile și dacă eventual există cadre didactice care nu și-au îndeplinit responsabilitățile. Ce măsuri poți să iei cu un copil bolnav psihic, dacă este bolnav, dacă se confirmă că este bolnav psihic, atunci nu avem decât să vedem și noi, că suntem în fața unui caz inedit, să vedem ce avem de făcut, adică să fie transferat la o școală sau, știu eu, la un centru undeva unde să primească și tratamentul medical corespunzător. Neatenția unui șofer putea să ducă la o catastrofă pe o șosea din Lespez. Luni, un bărbat de 46 de ani aflat la volanul unui Opel nu s-a asigurat la un viraj la stânga și a intrat într-un microbuz care se afla în depășire. Microbuzul avea pasageri și aparține firmei de transport persoane AGM Sprinter, fiind condus de un șofer în vârstă de 57 de ani. Ambele mașini au fost avariate în proporție de circa o treime. Poliția rutieră începând cercetări pentru stabilirea cu exactitate a modului în care s-au derulat evenimentele. Ambii șoferi au fost testat, dovedindu-se că nu au consumat alcool. În ziua de 20 februarie 2012, în jurul orelor 12, a avut loc un eveniment rutier pe DG-208, traza localității Lespez, județul Iași. Un bărbat în vârstă de 46 de ani se deplasa cu un autoturism marca Opel. Nu s-a asigurat la efectuarea unei manevre spre stânga, intrând în coliziune cu un microbuz marca Mercedes, condus de un bărbat în vârstă de 57 de ani din comuna Cristei, județul Iași, care se angajase în depășirea autovehiculului marca Opel. În urma accidentului a rezultat avarierea celor două autovehicule și rănirea ușoară a conducătorului autoturismului marca Opel, care a fost transportat la Spitalul Municipal Pașcani, unde a fost diagnosticat cu contuzie post-traumatică umăr stâng. Conducătorii celor două autovehicule nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice. Poliția rutieră face cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc evenimentul rutier și pentru a stabili cine se face vinovat de producerea acesteia. Potrivit raportului de activitate al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, multe dintre alimentele existente pe piață respectă normele care țin de gust și de aspect, dar nu respectă normele care țin de calitatea nutritivă a unui produs. Parizerul se află pe primul loc în topul celor mai nocive preparate din carne. Aceasta are în compoziția sa 80% slănină și șorici de porc, 10% MDM, carne dezosată mecanic, în compoziția căreia intră oase măcinate. Potențiatorii de gust și colorant sunt și ei trecuți pe lista ingredientelor care se găsesc în parizer. Crembuștii pot duce la apariția toxii infecțiilor alimentare dacă nu sunt păstrați în condiții corespunzătoare. Iaurile abundă și ele deoarece crembuștii au mereu o culoare fragedă. Chiar dacă sunt nocive în magazinele din Pașcani, parizerul și crembuștii sunt printre cele mai căutate produse alimentare din carne, motivul principal fiind prețul accesibil. Carne consumați. Parizer, crembuști? Nu. Astea mai puțin. De ce? Pentru că multe euri. Multe euri și stând la țară cresc păsări, curci, rații,
Găini asesti. Ecologic, spre asta se merge. De porc mai puțin, că cu tensiune și cu un... De pasări mai consumăm mai rar așa. Asta ceva nu... Parizer, crembuș? Nu. De ce? Păi ce să spun, eu suntem români, cunoaștem și alimente, sunt acele. Consum carne tocată, pentru sarmale, pentru părjale, asta. Cârnaț nu prea eu. Parizer? Nici parizer, nici atât, bineînțeles. De ce? De una, de două, de mai multe. Ce se aude la televizor. Nici carne de pasăre nu cumpăr niciodată pentru că numai băieții mei mănâncă. Pentru că, nu știu ce hormoni mai bagă și pe noastră. Primăria Pașcani face apel la spiritul civic al cetățenilor pentru a curăța zăpada de pe trotoare și țurțurii de gheață de pe acoperișul blocurilor. Conform unui comunicat de presă transmis pe adresa redacției noastre, principalii responsabili pentru mobilizarea cetățenilor ar fi șefii asociațiilor de proprietari. Facem un apel către cetățenii municipiului Pașcani, în special către asociațiile de proprietari și asociațiile de locatari, să ia măsurile necesare pentru curățarea acoperișilor și îndepărtarea zăpezii și a surțurilor. De asemenea, fac apel la proprietarii de mașini să nu parcheze mașinile în zonele în care ar fi posibilă desprinderea zăpezii și a surțurilor pentru a nu se produce pagube la autoturismele din proprietatea lor. Societățile comerciale și proprietarii de case au obligația de a curăța trotuarul și de a îndepărta gheața și zăpada din dreptul proprietății pe care o au. Acest apel este în interesul cetățenilor pentru a se evita accidente, a se evita pagube și pentru pietoni să nu alunece și să nu producă accidente prin alunecare. Tinerii socialdemocrați vă invită să sărbătoriți Dragobetele, ziua îndrăgostiților în varianta românească în Clubul Incanto în ziua de 24 februarie de la ora 19. Tot ceea ce trebuie să faci este să trimiți o declarație de dragoste pentru a obține o invitație și să te îmbraci în roșu la petrecere, conform unui comunicat de presă transmis pe adresa redacției noastre. Organizația TSD Pașcani invită toți tinerii îndrăgostiți în Clubul Incanto Cafe, în seara de 24 februarie, orele 19, pentru a participa la adevărata zi a îndrăgostiților. Pentru a participa la acest eveniment, tinerii îndrăgostiți trebuie să transmită o declarație de dragoste persoanei iubite la adresa de mail dragobetetsd@yahoo.com. Rugăm ca participanții să fie îmbrăcați în roșu. Vă mulțumim! În perioada 26-28 februarie 2012, la Pașcan și Roman, va avea loc cea de-a 16-a ediție a Zilelor Visarion Puiu. Evenimentul este organizat de Asociația Visarion Puiu, înființată în anul 2003 cu scopul reabilitării istorice a cunoscutului mitropolit născut la Pașcan. Manifestările vor începe duminică la Catedrala Arhiepiscopală Roman, după care va urma o lansare de carte la Casa Municipală de Cultură din Pașcan. Luni, la Muzeul de Istorie din Roman, va începe un simpozion internațional despre viața și activitatea mitropolitului pășcănean, după care va urma o vizită la Casa Memorială de la Vodivenia. Zile mitropolitului Visarion Puiu, aș vrea să vă spunem că în prima zi, duminică 26 februarie, vom începe la Roma cu liturghia arhierească săvârșită de preasfinții episcopi Iachim Băcăuanu. După sfârșitul Sfintei Liturghii va avea loc un cuvânt, o evocare a mitropolitului și o slujbă de pomenire. Și apoi delegația, care noi l-am numit simpozionul internațional, deci vom avea invitați și din țară și din străinătate, delegația de la Roman se va deplasa la noi, la Pașcani, după amiaza zilei de duminică, 26 februarie. Vom începe de la Troița de Fântânele, numită Troița Românilor de Pretutindeni. Acolo vom face o slujbă de pomenire cu invitații care vor veni de la Roman, în frunte cu Părintele Protopop Florin Țuscanu, președintele Asociației Visarion Puiu. Și desigur, din Pașcan, cu preoții din Pașcan, în frunte cu Părintele Protopop Pavel Postolache.
După slujba de pomenire de la Troița Românilor de Pretutindeni, de la Fântânele, acolo, desigur, va avea loc și o mică agapă frățească, după rânduiala noastră strămoșească. Apoi ne vom deplasa la Casa de Cultură, unde va avea loc o evocare a Mitropolitului, de către, din partea oaspeților, câteva cuvântări, speech-uri susținute și din partea celor din orașul nostru. După aceea va avea loc și lansarea revistei Valorie Perene, în numărul 3, o revistă deosebită care, de fapt, cuprinde toate activitățile pe care noi le-am desfășurat și le desfășurăm și toate conferințele și luările de cuvânt de la aceste simpozioane. Și, desigur, în afară de lansarea acestei reviste Valori Perene numărul 3, va avea loc și lansarea de carte Angusta și Familia Romană și apoi vom viziona un film documentar din memoria Mitropolit Visarion Puiu. În această noapte, în regiunile din jumătatea de sud a țării vor fi înorări, local se va semna la ceață, iar în sudul Banatului și în Oltenia, izolat, vor fi posibile precipitații slabe, mixte. În restul teritoriului, cerul va fi variabil, dar local va fi ger. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile minime se vor încadra între minus 12 și minus 2 grade, izolat mai coborâte în Moldova și în Transilvania, până la minus 17 grade. Miercuri, în regiunile sudice vor fi unele înorări, local se va semna la ceață. În restul zonelor cerul va fi variabil, iar ceața poate apărea izolat. Vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade, cu cele mai coborâte valori în zonele cu ceață persistentă, iar cele minime, în general, între minus 12 și minus 2 grade.